În guvern continuă negocierile pentru buget, iar una din teme o constituie sumele alocate sănătății. Premierul a dat asigurări că vor fi suficienți bani pentru Ministerul Sănătății și pentru campania de vaccinare. Însă, conform unor surse, ministrul este nemulțumit și încearcă să obțină mai mult. După ce bugetul a fost pus în dezbatere publică, premierul a ținut să răspundă criticilor legate de bani alocați pentru sănătate. La Ministerul Sănătății... Sunt 11,4 miliarde de lei. Execuția de anul trecut este de 10,7 miliarde de lei. În 2019, 9,2 miliarde de lei. Deci, anul acesta, sunt la Ministerul Sănătății mai mult cu 2,2 ,2 miliarde de lei. Prim-ministrul vorbește despre sumele care rămân efectiv la minister după ce o parte din bani sunt transferați automat pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Așadar, fără acești bani, Ministerul Sănătății a primit puțin mai mult față de cât s-a cheltuit anul trecut, așa cum spune Florin Câțu. În schimb, sumele care merg la Casa de Asigurări de Sănătate s-au redus de la 9 miliarde cât s-a cheltuit anul trecut la 6 miliarde, de unde și scăderea bugetului per total față de 2020, așa cum reiese din din proiect. Conform unor surse, sumele îl ne mulțumesc pe ministrul Sănătății. Vlad Voiculescu spune că și anul acesta va fi unul dificil pentru sănătate. De fiecare dată estimările venite de la funcționarii din Ministerul Sănătății au fost mult mai mari. Nu vreau să alocăm resurse, le împrumutăm, plătim dobândă, ca apoi să dau înapoi la finalul anului. Premierul dă asigurări că sunt suficienți bani pentru vaccin și pentru centrele de vaccinare. Pentru situații neprevăzute, Florin Câțu spune că va apela la fondul de rezervă. Între timp este decis să țină sub lupă ministrii, pe care îi avertizează cu remanierea. Vreau Vă să văd și performanță, vreau Vă să văd și acea reformă a companiilor de stat. Vom discuta și la rectificarea bugetară la jumătatea anului execuția bugetară cu mandatele pe masă atunci. Proiectul mai are nevoie de avizul Consiliului Economic și Social și de avizul consultativ de la CSAT, după care va merge în Parlament unde Coaliția de Guvernare a pregătit modificări pentru sporurile bugetarilor. Rămâne de văzut dacă vor fi tăiate. Cristina Iancu, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.